Dragii mei, trăim într-o vreme în care oamenii se tem. Am observat și din anumite descoperiri, dar și din realitățile din jurul nostru, că acest coronavirus a umblat cu, da, hai să spun altfel, o soră a avut un vis, se făceau că erau trei bărbați puternici, ca trei căpetenii. Și a zis unul: eu sunt duhul de frică, celălalt duhul de panică și al treilea duhul de teroare. Și ea a zis în vis: aha, voi umblați cu coronavirusul. Și s-au supărat, i-au dat o lovitură de a sări din somn și din vis. Da. Asta pe fondul că oricum oamenii în societatea noastră postmodernă, mai cu seamă de când noua ideologie de schimbare de gen îi face pe oameni să se simtă fără sens, fără să știe ce finalitate, ce scop are viața lor. A mai mult, dat fiind gândirea economiei de piață, un concept mercantilist, asistăm în vremea noastră la niște filozofii și practici prin care omul este văzut numai prin valoarea de moment. Să mă explic. De exemplu, un sportiv are valoare numai câtă vreme realizează performanțe. Un tânăr, o tânără, după felul în cum arată și se chinuiesc vieții oameni să nu îmbătrânească pentru ca să poată fi frumos, nu cumva să li se împuțineze like-urile și să nu mai fie apreciați. Și dacă ar fi să aduc dovezi mai profunde, avorturile și eutanasierea sunt dovezi foarte clare că la oameni toată valoarea vieții e de moment. Când s-a îmbolnăvit, când a îmbătrânit, cu voința lui s-au îndemnat ca atare, trebuie să moară. Cu siguranță că mai citiți pe aici pe acolo despre ce se spune acum. S-a spus de ani de zile că sunt unii care socotesc că ar trebui să scuture pământul ăsta de bolnavi, de bătrâni, de oameni fără valoare. Pentru că la oameni valorile sunt absolut fizice, materiale. Ce se vede, ce se pipăie. Noi cum gândim? Suntem afectați de această gândire? Se spune că într-o familie era o soră care s-a uitat în oglindă și a văzut că apar riduri și peri albi. Și parcă a știut cineva și nu la multe zile a venit un comerciant ambulant, o femeie cu ceva creme care să se dea pe față și să nu aibă riduri. Și cum se face ca să fie vândut, că este în rate și așa. Și le-a cumpărat mai cu teamă, că bugetul familiei era mai subțire. Și n-a trecut mult și s-a dus la o conferință, unde fiind familie, o soră în vârstă a avut o părtășie cu surorile și le-a explicat ce valori contează. Cum zice la 1 Petru, capitolul 3, vă citesc cuvintele Apostolului de la versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară, care stă în pitura părului, purtarea de sculă de aur sau băca haine, și să fie omul ascuns a inimii în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Adică sunt două piețe, două cotații. O cotație aici și o cotație sus.
Și așa a fost marcată de caracterul acelei surori în vârstă și de gândirea ei că la întoarcerea spre casă, oricum, cugetul o îndemna să mărturisească soțului ce achiziție făcuse și îi spune, îmi pare rău, nu mai doresc să rămân fără riduri. Și dacă o să ajung să nu mai am un centimetru pătrat pe față de piele întinsă, dar să am caracterul la bătrânica asta. Și soțul, ca un om cu minte, îi zice, dragă, dar ți-am făcut eu observații că îmbătrânești. Dar noi toți îmbătrânim și murim. Cum zice poetul Dionisiu Giuchici, mai încearcă mult sau multe după cum îi poartă firea cu vopsele sau podoabe ca să ascundă îmbătrânirea, însă oriși câtă farbă pui pe trupul rujinit, n-ai să poți ascunde totul să arăți întinerit. Da, dragii mei. Apoi, ceva de aproape. Am văzut câtă ispită și trudă este la bietele surori când apare părul alb, la unele, să se vopsească. Dar părul alb, scrie în Biblie, că este o coroană de cinste și culoarea albă e frumoasă. Toată problema este ce apreciezi, cum gândești. Asta contează. Da, și mă văd? Da, vreau să mă duc mai departe. Cum spuneam, oricum noi îmbătrânim. Că tot ceea ce este pe pământ este trecător. Spunea însă apostolul, citesc din a doua Corinteni, din capitolul 4, versetul 16, căci omul nostru de afară se trece. Mie toată lumea îmi dă cu 10 ani mai mult decât am. Nici o problemă. Dar omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. O, dacă ar fi permis să vedem, sau mai degrabă să vadă ce e în cauză, cum arată pe dinăuntru, nu pe din afară. Că important este nu chipul acesta de lut care e destinat descompunerii, ci chipul divin dăltuit în noi ce formă are. Unu Corinteni 15, mai degrabă sau mai târziu, când ajungem să murim, descrie el starea, versetul 42, trupul este semănat în putrezire, versetul 43, în ocară, același verset, în neputință, dar ascultați ce urmează. Înviază în neputrezire, în slavă și în putere. Și este un vers, cred că e Dorz autor, care zice: eu știu că am o tinerețe nemai sfârșită la Iisus, chiar dacă în lume bătrânețea puterile din trup ne-a dus. Dragii mei, ce am vrut să spun cu această introducere, că nu vreau să vă mai țin mult. Aș vrea să vă ajut să apreciați valorile care rămân. Că altfel vom fi împiși ca bietul Solomon, care a scris o carte, Eclesiastul, unde frecvent amintește expresia sub soare. Adică a făcut o abstracție de cei dincolo. Și a zis, dacă e vorba de numai cei sub soare, atunci să mânci, să bei, să te bucuri de nevasta ta, măcar că și aici a spus că nu se poate decât dacă Dumnezeu îți dă bucurie. Dar a venit unul mai mare decât Solomon și ne-a deschis orizontul. Mărire lui. Și dintr-o dată imaginea noastră este alta. Și când vedem un bătrân ramolit, cum se spune, noi nu vedem valoarea asta perimată,
Cine știe ce valoare și în omul acesta? Au fost descoperiri prin Duhul Sfânt când oameni muribunzi, desfigurați de boală, schimonosiți și îngârboviți de bătrânețe, au fost văduți în vedenii ca mire și mireasă de frumoși. Noi ce vedem? Mi-amintesc, povesteau frații din Spania despre o soră la 30 ceva de ani, uzată de boală, o epavă. Și când s-a dus să o viziteze, la un moment dat le spune celor dragi, dați-vă la o parte. Și eu a spus, dar n-ai aer? Au zis, nu, dar se pot îmbraca haina. Ce haină? Acum a venit Domnul Iisus cu o haină frumoasă. Și în câteva secunde a îmbrăcat-o și a plecat. Dacă cei ce au rămas, și vă spun ca unul care am trecut pe aici și de curând, dacă avem perspectiva asta, moartea nu mai devine o tragedie, bătrânețea nu mai este o pacoste. Da? Se schimbă datele problemei. Noi ar trebui să vedem în oameni nu valorile care le apreciază lumea, care sunt trecătoare. Nu de mult am auzit niște oameni discutând apropo de ce se întâmplă în lume. Măi, masonii vor să facă cu noi ce vor, ne folosesc ca niște cobai, vor să ne împuțineze și ei. Și unul nepocăit, dar cu minte, sau poate Domnul i-a dat așa un cuvânt, ca la Caia facândva. A zis, da, și ei mor. Am ascultat și a zis, băi, omul ăsta a spus o vorbă mare, că și ei mor. Cum l-au chemat pe vremea comunistă pe un frate în Occident și visul american era ceva de dorit, poate și Ceaușescu aș vrea să rămână pe acolo când a fost în vizită la Jimmy Carter. Și el tot a refuzat să meargă. Pentru că ei nu conteneau, l-a pus două întrebări. Moarte este în America? Este, frate. Diavol este? Este. Atunci e ca la noi, care e diferența? Dar se mănâncă mai bine. Dar se trăiește mai mult? Nu neapărat. Cu mult mai mult. Da. Dacă vom privi în viață toate valorile cu ochii lui Dumnezeu, nu cu ochii noștri, privind la cei trecători, ci la ceea ce este veșnic. Vom investi ca atare, spunea Domnul. Nu să strângeți comori pe pământ unde sunt foarte perisabile, nesigure. Strângeți-vă comori în cer. Cum spune un vers din aceeași poezie amintită. Sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. De aceea noi nu plângem trupul care e descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Vom sta în veșnicia tinereții fericiți, unde nu-i păcat nici moarte și nici oameni chinuiți, atingând în alta treaptă culmele civilizației, unde oamenii trăi vor în unire toți ca frații. De plină armonie, limbă, glorie și cânt, binecuvântând pe Tatăl Dumnezeul nostru sfânt. Mărit să fie Domnul! Amin! Vă îndemn să priviți această perspectivă, chiar dacă unii sunteți tineri, spune frate, dar noi mai avem de trăit, vrem să ne căsătorim. Foarte bine, dacă vă mai ține lumea asta, vă dorim să aveți cele necesare, Dumnezeu ne dă să ne folosim de ele. Dar să știți că nu asta e adevărata viață. Stimate surori tinere care poate vă doriți, știți, la nuntă, miresele cum femeile sunt mai expresive, așa se bucură, dar poate de-a doua zi încep junghiurile și întristările și durerile. Dar este altă nuntă, cu alte haine, cu alt viitor, cu altă perspectivă. Gândiți-vă în primul rând, cum zice la Coloseni 3, dacă ați înviat împreună Hristos și nu mai trăim după ideea lui Solomon numai, la lucrurile de sus, care contează. Poate surprinde pe cineva ce voi spune.
când soția mea a trecut din viață, deși am dorit mult, mult să rămână cu noi, că a fost o scumpă. Dar când ne-a dat Dumnezeu harul să putem trece peste asta și să ne gândim la cele de sus, când au fost văzut în vedenie ce strălucire au așteptat, ce răsplată. Mi-a zis un frate care a avut o vedenie interesantă. Poate m-ați auzit mărturia aceea, nu vreau să o repet, să nu plictisesc pe nimeni. A zis, frate, dacă ai fi văzut chipul de slavă pregătit pentru ea, și să vrei, nu te vai mai putea necăji. Păi, noi ne necăjim, că suntem despărțiți de atâta tot, dar rest noi știm ce ne așteaptă. Și cum spuneam, că Domnul ne-a întărit și vă va întări și pe voi. Se spune că atunci când scoți un mort în casă, în momentul finalizării slujbei de mormântare, un moment greu, și am participat la atâtea înmormântări cu toții și știm cum este. Când s-a încheiat slujba de înmormântare, așa s-au organizat copiii, în față a fost fiica noastră cu fotografia ei, aceea veșnic zâmbitoare cum a fost. În urmă unui dintre băieți care era mai firea cu o inimă de flori, că a vrut să fie fără coroane, nu cu flori. Și apoi cei la 6 băieți care sunt mai soliți, 3 de o parte, 3 de alta la sicriu, și eu în urma sicriului. Vă mărturisesc că aveam impresia că o trecem pe sub arcul de triumf. Nu noi, Domnul, numai noi trăiam imaginea aceasta. Și mi-amintesc că la cimitir, la groapă, băiatul acela care a vorbit, stătea lângă mine așa și ca pentru el, că a spus încet, nu că l-a întrebat cineva, a zis la un moment dat când a fost coborât trupul în țărână, mama, de aici te ridică Dumnezeu. Ce va fi atunci la înviere? Acum poate să spuneți, frate, ești prea marcat de asta. Aș vrea să vă spun că nu sunt marcat numai de asta, sunt marcat de împărăția lui Dumnezeu. Cele mai frumoase cântări sunt cele legate de slava care s-o aduce în Domnului și de patria cerească. Bucurați-vă de tot ce aveți, de cei dragi, apreciați, faceți-le viața frumoasă. Dar, cum a scris un om pe peretele casei când a construit-o, a zis, te voi părăsi. Să știm că ce aici este trecător și noi mergem spre o țară de sus. Ce vreau să spun cu asta? Nu doar să ne gândim așa, cum zice la Evrei, capitolul 11, și aș vrea să vi se întipărească aceste cuvinte, că să știți că ce vine va fi mai greu ca ce a fost. Dar oamenii nu știe că noi avem viziunea peste groapă, peste nenorociri. Noi ne ridicăm ochii în sus. Evrei 11, versetul 14, cei ce vorbesc în felul acesta, așa cum vorbesc eu acum și ca mine sunt mulți, arată deslușit că sunt în căutarea unde-i patrii. Versetul 16, dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeu lor că și le-a pregătit o cetate. Ați auzit? Dumnezeu ne-a pregătit o cetate. De aceea nu doar să priviți spre această cetate care să vă magnetizeze, spre Domnul care ne așteaptă acolo, că El este frumusețea. El va crea atmosfera pentru vecii vecilor. Dar să și privim pe ceilalți cu acești ochi. Și atunci nu vom cădea în ispita scrisă în Iacov 2, că te uiți la unul cu haină strălucitoare, cu mașină tare. Măi, ce om! Da, de unde? Carne păcătoasă! Nu vor fi atrași tinerii noștri de fete îmbrăcate nu știu cum sau dezbrăcate, carne păcătoasă. Și vom aprecia pe sfinți, îi vom admira. Vom privi spre un om și vom vedea valorile eterne din el. Vă amintesc două personaje, David,
Scrie în Biblie, în 1 Samuel 17, că a ieșit în fața lui Goliat, impunătorul. Și filistianul n-a văzut în el, exact așa scrie, decât un copil. Și a zis, copilul ăsta nu-i bun de altceva, mă sfidează, decât de dat carnea la păsări. Și, ce ravajii face mentalitatea asta în vremea noastră și dată carnea de copii cruzi, nu numai la păsări. Acum se mănâncă la restaurante select carne de copii avortați și carne de om, dacă a semnat înainte și dacă încă el crud, mănâncă alții scump, sute de dolari până la $1000 un astfel de meniu a unei societăți care nu vede altceva decât carne și materie. Dar spune Scriptura, mă întorc la David, scrie în 1 Samuel 16, că Dumnezeu s-a uitat peste tot Israelul și a zis, ce băiat de valoare aici. Și apoi a ajuns să fie rege. Dar Goliat n-a văzut asta, bine că a văzut Dumnezeu și l-a apreciat ca atare. Un alt exemplu, Ioan Botezătorul. Întreba oamenii, scrie în Luca 1, ce va fi cu copilul acesta? A crescut în pustie și a zis Domnul Iisus, care cunoaște valorile adevărate, dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare ca acesta. Ce valoare era în el. Da? În lumea asta e cum spune într-o poezie, nu mai spun versurile, că unii sunt floare, dar scuvier menea și o să o mănânce ca mâine. Alții sunt într-o imagine fizică zgură, dar diamantul ascuns în zgură. Ce vrei să fii? O floare cu vierme sau o valoare tainică ascunsă în Dumnezeu prin Hristos Domnul? Despre Domnul Iisus este scris că era disprețuit. Isaia 53, n-avea ceva frumos care să ne placă. Așa spune profetul aici. N-ai una să ridici. Și chiar vă citesc Isaia 53. N-avea nimic care să ne placă, auziți. Dar tatăl a zis, îmi găsesc toată plăcerea în el. Scrie în Isaia în Psalmul 45, cel mai frumos. Și când l-a văzut Ioan în Apocalipsa, în glorie, ce diferență, ce perspectivă. V-aș dori să vedeți care sunteți familiști, valori în copiii dumneavoastră, valori în bătrânii dumneavoastră, valori sfinte, valori după gândirea lui Dumnezeu. Ca să nu cădem în ispita lui Asaf, descris în Psalmul 73, a zis, s-a uitat la unii, ce sănătoși, ce puternici. Și s-a tot uitat și la un moment dat le-a văzut capătul. A zis, vai, cum sunt pierduți într-o clipă. Apoi s-a uitat la perspectiva cerească și a zis, mă, am gândit ca un dobitoc până acum. Că nu-i totul aici. Și dacă mi se prăpădește carnea, tu mă vei apuca, mă vei călăuzi, apoi mă vei primi în slavă. Și atunci, cum avem frumoasa cântare, când va începe nunta noastră în dimineața fără nori, da, cum spune Dorz într-o poezie, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Și atunci, cu mâinile slăvite, vom înălța cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Și închei, spunându-vă că, discutând cu un frate, am primit așa o lumină din Scripturi. Dacă tot vorbim de adevăratele valori, de viața viitoare, ne întrebăm, cum spune un vers, multe gânduri nasc în inimi și cu inimile pierd, însă un gând suprem rămâne, ce frumos va fi în cer.
Vorbeam cu un frate care a zis că este oarecum necăjit că ucenicii n-au întrebat mai mult pe Domnul Iisus, dacă l-au întrebat de ce n-au scris, cum a fost el după înviere, de unde a avut haine, dacă avea voie să mănânce, dacă avea nevoie să mănânce regulat, cum se deplasa dintr-o parte în alta. A zis, tare sunt încântat să știu cum este atunci, ce vom fi acolo, ce vom face. Și în timp ce vorbeam cu el, m-am gândit la felul în care a creat Dumnezeu lumea, că de exemplu noi acum comunicăm sau vorbim la telefon, nu doar pe baza acestor aparate, telefon, computer, ci în baza unor unde, de exemplu, care există în natură. Acelea sunt de la creație. Cum știa Elisei unde vine tabăra siriană? Cum știa? Cine transmitea? Și am ajuns la convingerea că, fără să știu mai mult, în noile trupuri ce le vom avea, noi vom comunica mult mai perfect decât cum comunicăm acum fără aparate. Adică distanța nu va mai fi o problemă. Insuficiența de cunoaștere, spațiul, timpul, nu vor mai fi piedici. Mi-a venit în minte, adaug și asta, mi-a povestit un frate din Ucraina, că mergând la lucru a luat o revistă și de la un chioșc de ziare și a citit o experiență a unei echipe, de o femeie, mai exact de geologi, undeva dintr-o zonă nepopulată din fostul RSS, că prospectând de ceva pe acolo, căutând, s-a lovit și a căzut, acolo s-a rănit. Ceilalți din echipe erau la oarecare distanță, a strigat, n-au auzit și ea s-a gândit ca om, era o femeie inteligentă. Ei, avem noi aparatură, dar ce bine ar fi dacă ar putea fi o posibilitate ca să se știe de orice om ce nevoie are și să poți să o satisfaci. Uite, eu mor aici, purge sânge din rană, nu mă aude nimeni, am în față viața, aș fi vrut să mai trăiesc. Și în clipa aceea apare o ființă lângă ea, așa ca un bărbat, îi dă mâna, o ridică. Și spune de unde ai apărut, aici e zonă nepopulată, nu ești din echipa noastră, n-ai zis tu că ce bine ar fi dacă ar fi, și ți-ar ști de fiecare om unde este și ce nevoie are, să-i fie împlinită nevoie. Eu am venit să te ajut. Dar de unde ai venit? Din cosmosul acesta mare. Dar cum ai venit? Că și noi avem navete spațiale, dar merg încet, că rușii se lăudau cu, în concurență cu americanii, cu deplasările în cosmos. Și a zis, dar noi mergem mai repede, navele voastre sunt ca și cum am umblat cu cârși. N-avem nevoie de asta. Da, dar uite, e frumos că ai venit, dar eu sunt rănită și n-am trusă de ajutor, e acolo la echipă. Și respectiv a zis, nicio problemă, a trecut mâna pe deasupra rănii și s-a făcut pielea curată. Extraordinar, ce știință avansată! Dar vreau să ajung la ceilalți, te-a liniștită, că dacă nu știu de tine, știu și de ei. Și a condus-o și pe când să-i prezinte binefăcătorul, e alt de unde nu-i. Și spunea ea, nu știu cum s-a exprimat, cu extraterești sau cum gândesc bieții oameni. Și fratele, pe când s-a întors de la serviciu, repede să cumpere toate revistele, să dea și la alții. Dar securitatea lor dăduse de ele că o scăpat articolul de cenzură și le-o cules pe toate. Ei, treaba lor. Comuniștii au trecut, vor trece toți. Dar Dumnezeu are pentru noi această perspectivă a unei vieți pe alte coordonate. Să privim lucrurile în perspectiva aceasta și vă amintesc de ce a spus înainte, să nu uitați. Această perspectivă desăvârșită, eternă, de comunicare mai perfectă decât aparatele noastre care au nevoie de curent și de baterii, e pregătită această perspectivă numai pentru cei desăvârșiți. Numai în două locuri în Biblie apare cuvântul grecesc palingenesia. În Matei 19 și în Tit 3. În Matei 19 sunt cuvintele Domnului care a zis că vor fi înnoite toate lucrurile. Pământul, scrie în Romani 8, că trebuie să fie înnoit, totul va fi perfect.
înnoirea tuturor lucrurilor. Și o așa înnoire de nu se va mai învechi niciodată. Și în Tit 3 scrie că noi suntem născuți din nou prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și înțelesul semantic acestui cuvânt în limba greacă, ce l-am amintit, este că asta înseamnă o înnoire completă. Nu mai este nimic din cele vechi. Totul nou, Doamne, deodată ne înnoiește-ne pe dinăuntru. Ca apoi să intrăm în perspectiva înnoirii și cu omul din afară. Și ce frumos o să fim atunci, dăm ochelarii jos și o să ne scuturăm de țărâna trecătoare și o să intrăm în slava nemuririi, unde vom fi cu Domnul și cu toți sfinții. Și cum zic bihorenii, aveau eu vorbă bătrânii, dacă o știți și cei ce sunteți din alte zone, când era har în adunare, spuneau câte unii, Dumnezeu să vă îmburde în rai, adică să vă ia cu totul și să vă răstoarne într-acolo. Ei, nu se face așa ca și cu macaraua, ca și cu bascularea, dar Dumnezeu lucrează. Să lăsăm să lucreze înnoirea ființelor noastre, că Dumnezeu în cer pregătește ceva frumos. Hai, mai iertați-vă, mai spun ceva, că doar dacă cineva vrea să se culce, pleacă repede și se culcă și nu trebuie să spună nici pacea Domnului, să nu ne deranjeze. Îmi spunea o soră din America, din Portland, nu de mult, că un nepot de-a ei a trecut din viață într-un accident de motocicletă. Și mama lui tare a tânjit după el și ar fi vrut să-l mai vadă. Și într-o noapte Domnul a arătat harul, într-un vis ceva, nu știu exact, să-l vadă. Și ca o mamă l-a îmbrățișat, l-a pipăit și când a sărit la frunte cu mâna, a zis, vezi mamă, aici am fost lovit cu motocicleta când a murit. Și nu vă spun tot. Dar îl întreabă, dar ce unde ești tu acum? Dacă ai murit, acum eu vorbesc cu tine. Zice, noi suntem undeva acolo, într-o parte, așteptăm. Și așa e o așteptare de fericită. Dar ce așteptați? Atâta pot să spun, că încerc să fac mari pregătiri pentru o mare sărbătoare. Și-a dispărut. Dragii mei, să ne pregătim și noi de sărbătoare, să scuturăm țărâna, să se vânture păcatele, să privim într-o perspectivă eternă la valorile care rămân și Domnul câtă vreme mai trăim aici să ne folosească spre slava Lui și spre mântuirea multora, să mergem cu toți în Sfânta Lui Împărăție, că este loc și suntem așteptați cu drag. Așa cum într-un vers de poezie un frate scump a compus o poezie când a plecat scumpa mea, între timp un alt prieten a trecut-o pe note și o să fie cântare de cor. Și numai ultima strofă vă spun. Da, mi-am sfârșit azi alergarea prin vânt, prin arsiță și ploi și finalul e frumos pentru dumneavoastră. Ce dulce sună în cer cântarea, vă aștept ca să veniți și voi. Să ne pregătim și să ne grăbim, că Domnul ne așteaptă, Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.